Ok, deci în videoclipul de astăzi vom începe deodată la treabă, ne vom duce deodată să lucrăm și vom învăța despre tabelele în HTML sau tables, cum după cum sunt numite în, în engleză. După cum puteți vedea pe ecran, am un CV pe care l-am făcut în maxim 10 secunde, din cauza faptului că eu înregistrez clipul acesta, cred că cu vreo lună, după ce am înregistrat secțiunea trecută, așa că nu pot să-mi găsesc printre proiectele, nu pot să găsesc acel CV. Uh, în orice caz, ne vom clarifica și cu acesta. Voi însă nu lucrați la ceea ce lucrez lucrați la CV-ul pe care l-ați uh, făcut data trecută. Uh, ok, deci să începem. Ce vreau să vă spun, uh, după cum puteți vedea, aici avem un H3 frumos care ne spune experiența de lucru. Știți că în fiecare CV, de obicei, se spune acolo experiența de lucru, pe unde a lucrat, pe unde n-ai lucrat. În orice caz, să încercăm să punem acest Lead Web Developer și să-i deschid, să deschid pe, pe ecranul celălalt site-ul și arată ceva de genul.

Puteți vedea că, pe lângă faptul că trebuie să dau un break frumos aici, nu am lucrat de ceva timp în HTML, puteți vedea că arată destul de rău din cauza faptului că vedeți unde se termină anul aici și unde se termină anul aici, adică indentația este foarte, foarte și foarte aiurea. Dacă noi vrem să facem un CV, de obicei vrem să-l facem să arate cât și cât mai profesional, așa că ca să facem lucrul dat, ne vom folosi de tabelele din HTML. Dacă vă uitați, de exemplu, la acest CV pe care l-am aici al unui web developer din PHP, puteți vedea cum cam totul este structurat și totul este indentat sub formă de o tabel. Dacă te-ai gândit să tragi niște linii imaginare, ai putea observa cum acest lucru este ca un fel de tabel aici și observați cum toți toate lucrurile unde el a învățat, toate școlile sunt indentate frumos și arată destul de ok acest CV. Vrem să facem același lucru și pentru noi, ne vom folosi de. Acest uh, mic, mic uh, tutorial de la băieții de la Mozilla uh, ne învață aici cum să creăm acele table-uri, după cum putem vedea, table-urile în HTML au o structură foarte, foarte asemănătoare uh, cu chiar documentul HTML. După cum putem vedea, trebuie mai întâi să spunem că creăm un table și după aia avem un table-head, table-body și mai putem adăuga un table-footer, adică avem...

este încă un rând și mai, este încă un lucru interesant, este table cell-ul, adică celula care poate fi creată în interiorul acelui tabel. Ea se notează cu TD, table data, dar puteți să-i spuneți table cell, toți programatorii care lucrează în HTML vă vor înțelege. Așa că să încercăm să punem și noi aici frumos ca un fel Subun fel de uh, tabel, sa nesutartaim si nuo čia, aha ka haisi man atiti sekrėma cel tabel, vama krea un table sipiti vidia ka automatai čia bait femius pus, simp, punti šį lucru mai jos antru komentaru, penka, pen, kad nu nevae venivae jo ideal, il punai čia asa, famos ok, in orice caz, am cum, kad krea tabel mūsų, vamae venivae, dupa kaip vamae pus, vamae venivae, dupae 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 venivae, dupae, dupae venivae, dupae venivae, dupae venivae, dupae, 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 Și un ultim lucru, putem crea și un table footer. Ceva de genul. Însă nu cred că vom avea nevoie de table footer în, în videoclipul de astăzi, dar în orice caz este bine să vă învăț ca să știți cum să creați un tabel de sus până jos, să spun așa. În orice caz, în fiecare din ele putem crea rânduri ale tabelului nostru. Să spunem că dacă vrem un table head, să numim două, să spun așa, două celule Uh, ale lucrurilor pe care le vom face, spunem că o celulă vom numi data, datele în care am lucrat și uh, al doilea vor fi joburile. Așa că să creăm un table row, să creăm un rând în care vom pune cele celule și să creăm două noi celule, TD și în, în interiorul acestui TD, sau mai bine să nu le facem sub formă de celule, în orice caz, pentru că le avem în header, să încercăm să le facem ca un table header. Există și așa lucru. Uh, am gândit să le facă celule dar mai bine le facem ca table header pentru că va fi mai frumos așa, în orice caz, table header-ul cu th. Notăm table header și ne punem dates aici și după aia mai jos mai facem un table header și punem acel work, adică locurile unde noi am lucrat. Cred că am terminat aici frumos cu table header-ul, să ne ducem la body nostru și în body nostru vrem să punem chiar acele lucruri pe care noi le-am făcut. Și vreau să creez mai întâi un rând în care voi pune primul, primul loc în care am lucrat, voi pune data într-o celulă, într -o celulă aparte folosind numele cel TD, care vă spuneam că este table data, sau acea celulă pe care noi o creăm. Și în prima celulă voi pune anul. Am pus frumos acolo anul. Și în a doua celulă voi pune locul în care am lucrat. Voi repeta procesul, voi mai crea un rând în interiorul acestui table body, iarăși cu TR. Și deja voi pune uh, iarăși în celule, voi pune al doilea meu log de lucru unde am lucrat mai în trecut. Așa, punem anul aici și acum punem aici TD și după aia punem jobul. În plus frumos, acum putem să salvăm, să ne ducem înapoi la pagina noastră HTML. Și puteți vedea că când voi face, uh, când voi face un refresh, puteți vedea cum totul este destul de studie, ok indentat. Puteți vedea că aici se, încep, uh, se începe textul la același, la același nivel, la aceeași indentație. ce avem aici frumos acel date, acel, acel work despre care vă spuneam că sunt puțin colorate, mai, mai strong, mai bold, așa, din cauza faptului că este și el un header al tabelului nostru. Acum, putem să facem mai multe lucruri cu tabele dacă ne ducem aici la băieți. Putem vedea că avem niște atribute pe care le putem adăuga, cum ar fi align, background color, border și așa mai departe, cell padding. Însă puteți observa că lângă toate, aproape lângă toate sau chiar lângă toate, dacă nu greșesc, da, avem acel coș de gunoi mic. Din ce cauză? Din cauza că aceste atribute în... În programare se numesc deprecated, adică aceste atribute nu sunt recomandate ca să fie folosite deoarece noi știm că HTML-ul este pentru a structura un website, CSS-ul ca să-l facem să arate frumos, iar JavaScript ca să-l facem să funcționeze. Aceste atribute ajută mai mult la stilizare, dar noi nu chiar am vrea să stilizăm lucrurile cu HTML pentru că arată foarte, foarte primitiv, așa că băieții de obicei sau voi pune, vor pune aici un dislike, un thumbs down, ceva, sau vor pune un coș de gunoi, adică nu ar fi bine.

dacă mi-a apărut pe site. Da, mi-a apărut pe site, dar puteți vedea oricum că și aici în interior mi-a apărut croșul și aici. Din cazul faptului că arată foarte primitiv, dar dacă vă zice la anumite CV-uri din anii 90, veți putea observa că cam așa și arată ele. Destul de urât arată, dar măcar uh, acum îți poți da seama că este un tabel din cauza faptului că ai cel border. Multe lucruri pe care le poți face aici este să pui, știu și eu, poți să pui uh, culoare la fiecare celulă în parte, poți să pui un background color pentru toată, pentru tot tabelul tău. Și uh, un lucru interesant despre care vreau să vă spun, dacă îl voi găsi pe celălalt ecran, uh, o secundă. Uh, existau niște site-uri care te ajutau, da. Există niște site-uri, uh, HTML Tables Generator, dacă în cazul în care voi nu vreți să uh, creați singur acel tabel, să scris tot codul, pur și simplu puteți vedea aici am un, uh, un tabel pe care deja l-am făcut la o lucrare mai veche, uh, pur și simplu vă duceți aici și, ca exemplu, nu vreau această celulă, doar uh, pot să-i pun un delete, uh, după aia pot să-i schimb culoarea și după aia, după ce am făcut totul, uh, pot să mă duc și să dau Generate, și mai jos ar trebui să îmi genereze codul, da, și putem vedea că aici avem codul uh, pentru, uh, pentru tabelul nostru. Este un lucru folositor pentru că sunt niște tabele care iau foarte, foarte mult timp ca să le faci, ca să le codezi, dar este un lucru care, iarăși, nu v-aș recomanda să-l folosiți deoarece aici ne învățăm să fim programatori, nu ne învățăm uh, cum lucrează internetul. Ok, deci, acestea fiind spuse, în lecția de astăzi am trecut puțin despre uh, HTML tables, despre cum să le creăm, despre header-uri, uh, despre body-uri despre footer acelui table. Să ștergem acest border de aici pentru că mă încurcă. În orice caz, în lecțiile următoare vom învăța cum să folosim acele HTML tables pentru layout, așa că vă aștept deja în videoclipurile următoare.